Și salutare și bine v-am regăsit, bikerii mei frumoși! Sunteți pe canalul Shari Vlogger, iar astăzi avem ca review o nouă bicicletă de la Duoț. Este vorba despre bicicleta C29. Sunt și eu curios, la fel ca și voi, ce mi-a pus în pachet cei de la Duoț. Bicicletele lor, din ce am observat, sunt superbe, numărul 1. Așadar, vă recomand în primul link din descriere, unde, bineînțeles, o să găsiți linkul de la această bicicletă, să aveți maxim de încredere, deoarece cei de la Duoț sunt super de încredere. Mai ales în linkurile pe care vi le pun eu în descriere, alături de codul de reducere. Doar pentru voi. Cu toții trebuie să facem mișcare, dar ne ajută această bicicletă electrică, ca și celelalte biciclete electrice, ca toate bicicletele electrice, să facem o mișcare mai ușoară pe o distanță mult mai lungă. Haideți să vedem ce găsim în această cutie, care, ce credeți, a venit în 6 zile. Vine foarte repede la voi acasă. Numai ca înainte să vină în 4 săptămâni. Nu! În 6 zile e la voi. Hai să desfacem cutiuța, să vedem ce avem aici. De fapt, eu știu ce avem aici, dar oare voi știți? S-a deschis portbagajul către viitor. M-am făcut să râd deoarece am văzut ceva aici nou. În cutie găsim un cadou de la brotherii noștri, și anume un suport pentru telefon. Exact ca și la modelul celălalt. E și perfect pentru cei care vor să facă curier. Puteți să faceți curierat foarte ușor cu aceste biciclete de la cei de la Duoț. La toate bicicletele pe care le promovez eu, deoarece chiar merită. Le testez. Aflați în curând totul despre ea. Mai găsim o cutiuță aici. Ia să vedem ce avem aici. Ce găsim în această cutiuță cu bicicleta nouță? Găsim această siguranță, o trusă de imbusuri, celebrele pedale și, bineînțeles, o punguliță cu mai multe scule, accelerație, bun, alături, bineînțeles, de manualul de instrucțiuni. Interesantă e această punguță cu accesorii. Avem accelerația cadou. Chiar sunt curios să vedem ce și cum. Protecția pentru schimbător, o cheie și niște ochișori de pisică care se pun pe spițe. Din ce observ, bicicleta vine super sigilată și aranjată să nu cumva să existe vreo problemă pe timpul transportului. Avem aici și încărcătorul de la bicicletă. Și bicicleta în sine, dați-mi voie să fac așa, dar ușor să nu dărâm ceva. Și am găsit aici o pompă, la fel ca la modelul precedent, și o pereche de aripi. Bateria, uitați aici. Introducing the one and only, ladies and gentlemen, bateria. Alături de niște cheițe și aceasta este bateria. 48 V, 15 amperi. Oh my god. Avem aici portbagajul cu tocul stop. Rupem frumos. Ce stop șmecher, futurist, future, bele. În general, cel mai bun este portbagajul, chiar dacă vă duceți să munciți cu această bicicletă, chiar dacă nu. De ce spun asta? Deoarece puteți căra la orice oră, orice, pe bicicletă. Mai aveți nevoie de un bagaj. Avem aici o șa, într-un material foarte moale, arculețe, gradat. Yes. Pasul următor este să montăm ghidonul, deoarece după trebuie să montăm roata pe față. Iar ca să facem asta, trebuie să răsturnăm bicicleta. Faceți cum vă arată brother vostru, care a instalat 700.000 de biciclete gârlă. Mai țineți minte de setul de imbusuri de mai devreme? Aveți nevoie de el chiar acum. Slăbiți și iar slăbiți până răsuciți ghidonul exact așa, după care strângeți. Trebuie să-l centrați. Gâtul acesta vine întors spre interior ca să aibă loc în cutie pe transport, după care desfacem cele 4 șurubele din cap. După care montăm ghidonul frumos și montăm înapoi șurubelele, după ce am desfăcut șurubelele din cap. Gata, în acest moment am strâns ghidonul, putem întoarce bicicleta invers și o să vă arăt tot ce face. Chiar nu e greu. Uite, așa trebuie să o întoarceți. Aveți grijă unde puneți, să nu se spargă nimic. Țineți minte axul pe care vi l-am arătat prima oară din cutie. Acesta trebuie introdus în axul roții. Exact atât de ușor se prinde această roată. Dacă tot e bicicleta întoarsă așa, haideți să punem și pedalele. Rapid și foarte ușor. Foarte simplu, pe pedale scrie stânga-dreapta.
Iar cu cheia cu care a venit bicicleta, strângeți pedalele. Foarte simplu. Acum întoarcem bicicleta invers și punem șaua. În felul acesta observăm că stă pe cric foarte bine. Luăm șaua și o introducem în locașul ei. Să zicem cam așa. Mai strângem un pic aici. Și încă un pic. Să simțiți că se strânge foarte ușor și frumos. Perfect. Mai avem de pus bateria. O strângem cu cheița, să nu cumva să cadă. Perfect. Portbagajul se montează foarte ușor. Șuruburile sunt la locul lor, doar scoate șuruburile, le desfaceți și le strângeți înapoi. După care montăm aripile și e gata de test. Și gata, prieteni. După cum observați, sunt full. Haideți că o să ieșim afară să vedem. Uite, șaua, tot. Am pus stopul, l-am asigurat cu șoricii frumos. Portbagajul, aripile, am pus protecția la schimbător. Șaua, frumos. Farul pe față, l-am prins. Aripa pe față, totul pare ieșit din comun de frumoasă. Hai să mergem afară să îi facem test, că nu mai am răbdare. Da, exact așa arată noul model de la Duoț C29. Vreau să zic că merge foarte bine, băi, și foarte rapid, delimitată undeva la 50 de km pe oră. Stopul ăsta îmi place foarte mult, e frumos și când apăsăm, indiferent care frână, se aprinde stopul și dacă opresc lumina, el lucrează pe stop pe frână. E foarte bine, deoarece suntem văzuți în trafic mult mai ok și mult mai de departe. Să nu mai vorbim despre acest far pe care o să-l testăm imediat ce se lasă întunericul și nu o să fie mult până atunci. Băi, dar bate chiar bine. Vreau să zic că se vede și ziua, se vede foarte tare. O lumină albă. Și ce credeți? Se simte căldură la fel ca și la celălalt model, pentru că e destul de puternic. De aici se reglează duritatea amortizorului de pe față și de aici se poate bloca. În caz că vreți să nu mai meargă amortizorul deloc,
mergeți, de exemplu, pe un drum unde nu sunt gropi deloc. Una sfințit superb, îmi place foarte mult această zonă, o iubesc deoarece nu sunt mașini multe și pot testa biciclete. Bineînțeles că și această bicicletă o voi testa prin celebrul și marele București, deoarece vreau să testăm distanța care poate fi parcursă de către acest acumulator. Și îl vedeți aici, observați toate datele aici. Dar bineînțeles, în primul link din descriere o să găsiți linkul și cuponul de reducere care vă permite să achiziționați această bicicletă și bineînțeles să vedeți toate detaliile full despre această bicicletă. Șaua este foarte moale, e destul de lată, să știți, nu sunt ca la unele biciclete care au șaua mai îngustă un picuț, adică stai bine cu șezutul, chiar dacă sunt persoane mai voluminoase, cu fundul mai de două ori cât îl am eu. Și ce credeți, șaua reglabilă foarte mișto. Avem aici senzorul de la pedale, un cric foarte bine definit, discuri față-spate 160, frânele sunt pe cablu, motorul pe spate foarte superb, roțile de 29, avem schimbătorul și pinioanele Shimano, 3 foi pe față, băi, n-ai cum, trebuie să faci mișcare, te ajută foarte, foarte mult, aveți grijă la umiditate, să nu fie umiditate excesivă, amortizoarele pe față lucrează chiar foarte bine și pe față la fel, discul de 160, frânele pe cablu merg foarte, foarte ușor, aveți impresia că sunt pe lichid, cum e la modelul celălalt. Să-mi cer și o scuze de la schimbătoarele astea Shimano, știți bine că nu fac mizerie, frumos, și cel de-al doilea. Și bineînțeles, după cum observați aici, avem un cod QR. Cu acest cod, bineînțeles, intrăm pe aplicația telefonului și o să vă arăt imediat. Dar haideți să și desfacem acest minunat display, să vă arăt imediat. Fiți atenți, are modul GPS, ați auzit bine. Intrăm frumos în aplicație, Duoț C29, se vede aici, puteți schimba vitezele. Vă uitați, se schimbă și de aici. Deci, să vă uitați aici, la display. Vedeți? S-a conectat foarte ușor prin Bluetooth. Schimbați vitezele din telefon. Mai țineți minte, la începutul vlogului v-am arătat un suport pentru telefon pe care îl puteți pune aici. Și puteți schimba vitezele și de aici. Dar se poate și de aici, bineînțeles. Și aveți mult mai multe opțiuni. Și statusul bateriei. 60%. Bineînțeles, și aici ne arată 3 liniuțe. Dar aveți mult mai multe. Social, cruise, start mode, să nu vă vine să credeți, îți poți găsi bicicleta aici, în moment ce apeși pe butonul acesta, o să-ți arate unde e bicicleta. Uitați-vă și voi, îți arată unde e bicicleta, așa că nu poate nimeni să-ți fure bicicleta, deoarece e protejată prin GPS. Ați auzit bine, îți vezi bicicleta direct, direct unde e. Și cu siguranță nu o să duceți lipsă de curent, deoarece observați aici un port USB unde vă puteți încărca telefonul. Ce tare! Deci acest port USB se folosește de bateria bicicletei pentru a vă putea încărca gadgetul. Aici o să pune suportul de telefon pe care l-ați primit gratis odată cu bicicleta, cadou, și vă conectați foarte frumos aici. Să nu mai vorbim despre claxon, care e foarte tare, nu știu, se aude peste tot. Adică bate ecoul acolo, se aude și e foarte, foarte tare. După cum observați, aici e difuzorul, pe spate, în spatele farului. Băi, e foarte puternic. Și farul se aprinde de aici. Are on și off. Și on. Să fiți foarte bine văzuți de peste tot. Foarte simplu se montează ghidonul, ați văzut, deci nu e nimic complicat. Roata pe față, vedeți? Se pune acest ax. E totul plug and play. Bă, mi se pare o bicicletă foarte ușoară și vedeți că sunt și cauciucuri micuțe. Numai bine de făcut curierat pentru cei care vor să facă serviciul de curierat. Aveți și portbagajul acesta care rezistă și e foarte lat, foarte bun. Haideți să ne suim pe ea să vedem cum merge. Există totuși un meniu ascuns al bicicletei care vă permite delimitarea bicicletei. O să vi-l pun eu într-un shot. Și anume, în momentul acesta avem 0 km. Bicicleta vine din fabrică cu setările pe care o să vi le arăt eu chiar acum. Mi se pare foarte finuț de pedalat. Avem 7 viteze aici. În viteza 7-a o să dăm cel mai greu la pedale, deoarece cade pe pinionul cel mai mic. Iar la mâna stângă avem
foile. În acest moment e pe foaia cea mai mare, se dă cel mai greu la pedale. Dar putem să o lăsăm pe foaia mijlocie. Perfect. Și în funcție de deal sau de cum vreți să mergeți voi, ridicați pinioanele de pe față. Ia să zicem să o lăsăm așa și apăsăm pe viteza 1. Cu viteza 1, bicicleta ne va duce pedalând cu 12,3 km. Viteza 2, 14, 15, dar scădem și noi pinioanele ca să mergem, să pedalăm cât mai greu. Asta ne ajută foarte mult pentru a parcurge distanțe foarte mari. Viteza 3, 18 km, ok? Viteza 4, 21 de km. Iar acum avem nevoie să ridicăm pe foaia cea mai mare. Ei, avem foaia cea mai mare, pinionul cel mai mic. Și credeți-mă, ia, îi dăm și viteza 5. Și cu viteza 5 mergem cu 25 de km pe oră. Cea mai perfectă viteză de croazieră pentru această bicicletă, vă jur. Deci, nici nu simți că dai la pedale, ai impresia că te împinge cineva și viteza e absolut perfectă și legală pentru București, pentru tot. Spun asta deoarece eu pot să merg cu orice viteză vreau, deoarece am categoria A, totul e ok, dar na, să parcurgeți orice viteză, orice distanță și o să fac eu test și în București imediat să se mai lase căldura asta că te mănâncă ziua. Dar avem multe teste de făcut, inclusiv cu această C29. De exemplu, noi mergem, avem de parcurs, nu știu, 7 km, 10 km între localități. Avem de parcurs făcând curierat prin București, prin Timișoara, prin oriunde, pe oriunde aveți nevoie, oriunde vreți să lucrați. Această viteză vă dă posibilitatea să mergeți cu 25, viteza, ca să zic așa, perfectă. Și viteza perfectă ține de foaia cea mai mare și pinionul cel mai mic. Deci ați ridicat foaia la maxim și a scăzut pinionul pe cel mai micuț. Uitați-vă și voi cât de ușor, effortless, dau foarte, foarte ușor la pedal. Uitați-vă și voi, că dacă mă opresc, se oprește și motorul, se și aude, se și simte. Cum pedalez, imediat motorul mă ajută. Băi, dar hai să vă arăt hack-ul. Bine, nu vi-l arăt acum, vi-l arăt într-un short. Cu siguranță bateria o să se descarce mai repede, ok? Nu e bine că sunt pe pinioanele mici, dar e bine din alt punct de vedere. Fiți atenți, avem 27-30. I-am făcut eu hack. Nici nu mai pot să mai țin pedalele. 40-41. Nu cred. 44, nu cred. 43 de kilometri pe oră. Băi, ai nebunit? Wow, stop cardiac. Deci da, se poate. Și din accelerație. Vedeți că accelerația o primit cadou, ok? Își ia viteză încet. Uite. Hai să vă și arăt aici, că se observă. 19-21. Nu cred. 34. În funcție dacă sunteți destul de ușor și bineînțeles, dacă roțile sunt umflate corespunzător, o să meargă bicicleta rupere. Adică, cu cât sunteți mai ușor, cu atât fuge bicicleta 50. Ești nebun la cap, ajungi dintr-un punct în altul imediat. Băi, nu pot să cred. Și dacă dați la pedale, uite, merg, dau la pedale, dar nu mai dau la viteza aia. Adică așa aș pedala să fiu un pas cu viteza. Nu, eu pot să pedalez încet, ia fiți atenți. Și așa, ca să simtă senzorul, ok? Dar se poate, da, și cu viteză mare. Nu cred. Uitați-vă și voi. Și ați putea să mergeți, de exemplu, cu viteza 3, care merge
Ia să vedem la ce viteză ajunge viteza 3. Și se oprește. 37 de kilometri pe oră. Ia, viteza 2, 30 de kilometri pe oră, da. Cu viteza 2, eu zic că e perfect așa. Pe foaia mare și pinionul cel mai mic, croazieră. Te grăbești, l-ai dat pe 3, 4, 5. Și te ascultă, tată, vorbește cu tine bicicleta asta, nu cred. Oh my God. Eu mai am o liniuță la baterie. Uite, fuge. Nu cred. Da, sunt convins că fuge 50. Mamă, cum fac cauciucurile, nu cred. Oh my God. Așa ceva. Mor. S-a mai întunecat puțin ce m-am plimbat, dar cred că o să fac puțin la încărcat, nu știu, cred că o oră, două, până se întunecă total să ies la test cu ea. Noaptea, să vedem cum luminează. Foarte frumos, 1, 2, 3, 4 secunde a pornit, apăsăm pe 1 ca să plecați ușor de pe loc, să dăm foaia de la jumate, să o facem activă, da. Oricum, bicicleta are putere, merge imediat. Merge imediat. Ce să mai ridici, mă, că e frumos. Doar pentru viteză, vă zice brotherul vostru că e grav. Hai să ridicăm pe foaia cea mai mare și pinionul cel mai mic. Ok? Viteza 1. Viteza 2. Băi, trebuie să ai această bicicletă dacă vrei să te și distrezi, să faci și curier, nu știu, să... Te duci dintr-un loc în altul, de la să traversezi Bucureștiul pe din două, să facem test imediat. Viteza 3, viteza 4 și viteza 5. Puu, mi intră musculiță de-asta în ochi. Că nu mi-am luat ochelarii cu mine. Ia uite-o. Sau modul accelerație. N-ai, mă. Pur și simplu... Oh, stop cardiac, ia frânele. Oh, deluță, wow. Frânele sunt ce trebuie. Nu cred ce rapidă e. Cât de frumos se vede. Și cât de rapidă e. Ce să mai e, altceva, ce pot să mai zic. Și fanul ți-l garantează, automat. Hai să așteptăm venirea nopții, să vedem cum luminează. După cum vedeți că luminează destul de bine acest far. E perfectă pentru cei care își doresc o bicicletă și mountain bike, vedeți voi, și cu schimbător la pinioane și cu schimbător la foi. Pentru a putea folosi această bicicletă și fără acumulator. Nu mai zic, să vă luați încă un acumulator dacă vreți să simțiți cea mai mare plăcere de a vă plimba pe distanță foarte, foarte lungă. În descriere vă las linkul unde puteți vedea toate detaliile în cel mai mic detaliu despre această superbă C29. Mă face să râd pentru că e superbă, pur și simplu. E o bicicletă ușoară, roțile subțirele și te duce dintr-un punct în altul foarte rapid. Te ascultă, mă. Am testat zeci de biciclete, dar și asta e una dintre alea pe care le iubesc, le ador și le mulțumesc celor de la Dots că mi-au trimis-o. Băi, o plăcere să te plimbi. Vă mai luați încă un acumulator pe care îl puneți aici sau într-un ghiozdan. Când se descarcă unul, îl puneți pe celălalt și așa vă plimbați, nu știu, aproape 100 de kilometri. Mai ales pe modul foaie mare, pinion mic, 25 sau 30 de kilometri pe oră. Da, și 25 de kilometri pe oră. Nu ai ce faci. Uitați-vă, am făcut 10 kilometri până acum. Ok, haideți să se facă noapte, să testăm farul și mai vorbim atunci. În 3, 2, 1. Gata, the brother. S-a întunecat afară. S-a făcut atât de întuneric încât mi-e și frică să mă mai duc încolo, deoarece sunt șacali. Stau într-o zonă plină de șacali. Aceasta este bicicleta C29 pe timp de noapte. Băi, se vede super. Ce vorbești, mă, stopul ăsta? E belea rău. Futurist, așa. Vă arăt cu telefonul să vedeți că e bicicleta asta. S-a auzit zgomote, dar nu e problemă. Rezolvăm o temă, avem căști de copiat, nu e nicio problemă. Și să vedem cum se vede acest far.
intergalactic. Bă, să știți că e destul de puternic. Dacă îndrept bicicleta, fiți atenți până unde se vede. Nu știu cum vedeți voi, deși că se poate observa, dar mult mai bine se observă cu ochiul liber. Camera mai retrage din lumină. Fiți atenți. Îl puteți regla cum doriți. Eu zic că așa e mult prea aproape și îl mai dau în sus. Se reglează foarte ușor. Eu zic, așa ar fi absolut perfect. Cam așa, mai ales dacă mergi cu viteză, ai nevoie. Ia. Pentru că deranjezi participanții la trafic, așa fiind absolut perfect. Se poate observa. E foarte puternic, chiar dacă e destul de mic, așa ca și far de bicicletă. Haideți să dăm un test, să vedem. Uitați cum se vede și poziția. Să nu mai zic de stop o frână. Dacă apăsăm stop o frână, se aprinde mai tare. Ne vom sui pe bicicletă. Bineînțeles, o să întoarcem, pentru că nu mă duc în șacalie. Haide! Ok. Eu am mers acum pe viteza maximă. Ia să vedem. Uite, așa se vede cel mai bine. Aici este întuneric perfect. Beznă, beznă total. Merg acum, cred că se poate observa și kilometri. Băi, să vedeți ce-i dau cârje acum. Băi, să nu vă vine să credeți ce fuge. Oi, Moriale! Și nu e încărcată bateria la maxim. 44, 45, mă, ăla e. Da, ce fuge, parcă fuge mai repede decât 45. Oh my god. Aproape de 46. Se și oprește la fel de repede. Semnele se văd foarte bine datorită luminii. Și o să vă arăt imediat cum se vede. Mamă, dar ce zboară. În interiorul localității. Vedeți voi, majoritatea merg care au nevoie de biciclete, cum e și asta, și haideți că facem o tură comună, să o luăm exact pe drum accidentat, să vedeți cum merge și pe drum accidentat. O să dăm la pedale, evident. O reglăm imediat. Așa se observă perfect când mergem, uite, deci se vede cel mai bine când mergem pe timp de noapte. V-am spus că nimeni din toți cei care fac review-uri la biciclete sau fac bike vloguri nu merg pe timp de noapte cum merg eu, ca să poată observa. Băi, și cum se vede cu camera GoPro Hero 9. Eu zic că viteza asta e perfectă, de 20 de km pe oră, pedalând, ia să vedem cum pedalez. Ar trebui, știți cum, să mai dau o foaie jos. Ia, nu mai e nevoie de foaie. Nu, viteza maximă, foaia mare, pinionul mic. Mi se pare că, de exemplu, dacă cumva vreți să mergeți pe undeva, nu știu, pe un drum mai accidentat cum e și acesta și vreți să vă grăbiți, ok? Uite, 20 de km pe oră, furca pe față. Ia să o verificăm din nou. Ho, ia. Da, da, furca pe față e activă. Gata, uite, acum dau la pedale. Ca să vedem cum merge, de exemplu, sunteți pe un drum de țară, că nu toți stăm la oraș, eu nu suport orașul, dar avem nevoie de o bicicletă ca să poată merge și pe drum de țară. Băi, sincer să fiu, eu mă mai duc și la pescuit și folosesc bicicletele foarte des la pescuit. Sau îmi place să mă plimb de nebun, pentru că de-aia mi-au o bicicletă care mă ajută, electrică, să mă și plimb pe distanțe mai lungi. Mă, m-am sărit și bolan. Și uitați-vă că merge cu brio frâna, nu mai zic, spate-față, nu o puneți brusc frâna pe față. Și uite cum ai pedalat un pic, n-ai, mă, motorul te ajută. Într-adevăr, se forțează un pic la început, dar după își revine și scade consumul bateriei. Nu eu pe acolo în față pentru că sunt mulți câini, dar la începutul localității așa se vede. Și lumina de la stâlp, adică nu știu, mi se pare superb. Și ziua, cât și noaptea să mergi cu bicicleta asta, pare un plus de la mine. Se ține bine și pe curbe. De ce trebuie? Asta e o viteză, nu știu, perfectă pentru croazieră de 20 de kilometri. Farul se aprinde, se stinge de aici. Hai să-i mai dăm la viteza a doua. Deja 28-30. Eu v-am spus că 25 e absolut perfect. 25 de kilometri pe oră.
Mai dăm o tură pe șosea, după care ne retragem la întuneric să facem outro. Să vedeți cum se vede pe șosea. Și avem viteza a treia, a patra și a cincea. Da, de exemplu vreau să ajung mai repede în localitatea din partea cealaltă. Mamă, cum se aucă uciucurile, nu cred. Nu cred, ce viteză! Cauciucurile fiind subțiri? Ce zgomot fac, zici că sunt țânțari? Nu cred, ce viteză! Nu cred câtă viteză și fiind cauciucurile subțiri zboară. Băi, brother! Da, se merită. Acum și prețul este la ofertă datorită codului pe care îl aveți din partea mea. Și facem outro-ul, deși că s-a răcorit afară. Și 2 3, n-ai mă cum, n-ai cum. E o plăcere să te plimbi cu bicicleta asta. Hai să facem outro-ul și exact cum v-am spus, vreți să simțiți plăcere pe durată mai multă, vă mai achiziționați încă un acumulator și s-a terminat șmecheria. Adevărul ce ăsta e. Fii și cauciuc cu subțire, merge de rupe pământul. Ia fiți atenți. Uite aici. Ca să vă arăt, să facem testul cu gardul, gen cum se vede, știi? Punct, nepunct. Uite. Și dacă ridic bicicleta, la noi se vede un punct. Ăsta e punct, nu e ca la alte biciclete, un fel de triunghi oarecum echilateral. Hai că da. Da. Aceasta este bicicleta. Sunt foarte mulțumit de ea și îmi place foarte mult cum merge. Ia, dacă țin apăsat pe minus, ce se întâmplă? Da, și asta merge singură. Vedeți? Uite, stop. Dacă țineți apăsat pe minus, pleacă singură de pe locuit. Fantom. Adică, în cazul în care aveți o greutate și vreți să urcați un deal, uite, o să facem testul ăsta. Când urcați un deal, apăsați pe minus până apăsați frâna, că dacă ați apăsat frâna, se termină cursa, se anulează. Și merge singură, în caz că vrei să mergi, nu știu, uite, la pas. Ce tare! Sunt multe de descoperit la această bicicletă. Vă las și pe voi să le descoperiți, exact așa cum le-am descoperit eu. Linkul de la această bicicletă o să-l găsiți în primul link fixat jos în descriere, inclusiv cuponul de reducere. Brother, punctul meu de vedere e deja pus. Eu zic că merită această bicicletă. Observați și voi că de la model la model devin din ce în ce mai performante, mai bine legate și puteți face kilometri mult mai mulți. Deci totul ține și de acumulator, și de cauciucuri, cât de bine sunt umflate, și de greutatea voastră, și de pantă. Cu cât mergeți în linie dreaptă, pedalați exact cum v-am arătat astăzi, cu 25 de kilometri o să facem test, doar cu 25 de kilometri o să merg, să vedem cât ține această baterie în limita a 25 de kilometri pe oră. Asistată. Întotdeauna se va descărca bateria mai repede dacă mergeți doar din accelerație. Întotdeauna. Pentru că dacă nu o ajuți, n-ai cum. E ca și cum ai merge cu un picior și un picior să-l trăgi după tine. Uite așa. Nu prea ai talent. Vă pup, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Intrați în primul link din descriere și vedeți ce modele mai găsiți de la Duoți și scrieți-mi ce modele vreți să mai testez și vedem cum facem să aducem cât mai multe modele. Să le testăm, să le facem drive test și multe, multe vloguri. Vă iubesc, cu voi a fost Shari Vlogger, nu uitați să aruncați un ochi pe cel mai mare canal de fishing din România, Fish Hacker. Mă găsiți Shari Vlogger peste tot, pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook. Tot în descriere găsiți linkurile de la toate rețelele mele de socializare. Nu uita să te abonezi în caz că n-ai făcut-o, deoarece ai ce vedea la mine. Bum, 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 toate babele sar acum. E petrecerea în toi, ne distrăm ca de ajur. Coanele a nasare în cap, toată lumea se distrează. Maricica e pe zonă și Larisa explodează. Vecinii bat la ușă, sar găinile în sus. Muzica speră la blană, creierii s-au descompus. Hai babele sus, babele jos, babele sar pe geam. Că nu mai o viață am.